Ca urmare a aparițiilor din ultima perioadă în presa locală și în presa națională a unor știri false legate de activitatea societății de transport public Timișoara, de situația financiară și de drepturile salariale ale angajaților, ne vedem obligați să venim cu următoarele precizări. Conform ultimului audit financiar desfășurat la STPT și a declarațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, societatea a înregistrat pentru anul 2023 un plus de aproximativ 1,5 milioane de lei. Reiterăm faptul că STPT este un operator de transport și de contările se realizează în baza unui preț unitar per kilometru, neexistând subvenții acordate STPT și totodată prețul unitar per kilometru practicat de societate este sub media pe țară a prețului de contat de ceilalți operatori de profil. Referitor la drepturile salariale, subliniem că de mai bine de un an și jumătate, termenul legal de plată a acestora prevăzut în contractul colectiv de muncă se respectă fără întârzieri. Referitor la informația legată de intenția STPT de a retrage tramvaiele Bozancaia din circulație, afirmăm cu fermitate că aceasta este falsă, cum de altfel a fost falsă și informația legată de deraierea unui tramvai Bozancaia în bucla din calea Bogdaneștilor la data de 7 iunie 2024. În prezent, toate tramvaiele Bozancaia beneficiază de un lanț de aprovizionare bine pus la punct, care asigură disponibilitatea pieselor de schimb necesare pentru întreținere și reparații. Afirmațiile conform cărora tramvaiele vor fi retrase din circulație din lipsa pieselor nu sunt întemeiate. În conformitate cu cartea tehnică și a manualului de întreținere a fiecărui mijloc de transport din flota STPT, întreținerile și reviziile se realizează astfel încât siguranța în circulație și în exploatare să fie asigurate permanent. Este și cazul tramvaielor Bozancaia care sunt supuse periodic revizilor și întreținerii în funcție de kilometri parcurși și de specificațiile manualului de întreținere. Alături de echipa de întreținere a STPT se află non-stop o echipă de tehnicieni ai producătorului de tramvaie Turc, Bozancaia, care oferă sprijin și asistență în permanență pentru toate lucrările de întreținere și reparații ale tramvaielor Bozancaia. Bandajele de la toate tipurile de tramvaie din parcul STPT se rectifică pe un strung existent în cadrul societății, inclusiv bandajele tramvaielor turcești, neexistând în niciun motiv de a vehicula informații false în presa locală legate de imposibilitatea derurării acestei activități la nivel intern. Bineînțeles că ne dorim echipamente performante și utilaje de ultimă generație pentru întreținerea mijloacelor de transport ale societății și suntem siguri că montarea strungului de rectificare a bandajelor se va realiza cu succes în următoarea perioadă. Publicarea de știri și informații false produc de servicii publicului călător și companiei STPT. Pentru a evita diseminarea intenționată sau nu a acestora, suntem deschiși la orice solicitare din partea masme. Media, pentru a oferi informații și lămuriri despre activitatea STPT. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne reafirmăm angajamentul de a asigura un transport public sigur și eficient, transmit reprezentanții STPT.